avocat ședință ordinară de astăzi. Având numărul dispoziției 283 din 19 a 2016, avem pe ordinea de zi un număr de 23 de proiecte, iar pe data suplimentară 3 proiecte. Doamna Consiliu, doamna Consiliu. Doamna Mică Bățarin și domnul Pasile. Dacă aș citi procesul verbal din 9 a 2-a și dacă sunt discuții. Dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Președinte de ședință pentru această lună este domnul Jursan. Dau cuvântul domnului Marcu, urmă ce știu de unul proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 28 aprilie 2016. 2 proiecte de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în adunarea generală a Senatului la SC stațiunea Oglinzii de Sat din 1 martie 2016. 3 proiecte de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate pentru primarul orașului Târgu Neamț. 4 proiecte de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere pentru locuința Anele Chiriaș și Sebișanu Elena. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rotării străzilor din orașul Târgu Neamț la unitățile școlare de învățământ în localitate. 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț în parte în bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 48. Camera 3. ONG-urile construite în bandă ordonanță în guvernul 26. 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu prin închiriere aparținând domeniului privat al orașului istoric în bulevardul 22 decembrie 2015. Partea ONG-urilor construite în bază în OG 26, proiectul numărul 8, la întrebare pe ordinea de zi. 9. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor pe clădiri și teren conform legii 227. La proiectul numărul 8 a fost retras, în concret știți pe comisia. Am înțeles că a discutat. Da. Da. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea amnestiilor la plata obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoane fizice. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea amnestiilor la plata obligațiilor fiscale restante datorate bugetului de către persoane juridice. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Târgu Neamț alocate pentru activități non-profit de interes local valabil pentru anul 2016. 13. Proiect de hotărâre privind însușirea eventualului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului. 14. Proiect de hotărâre privind însușirea eventualului bunurilor care aparțin domeniului privat. 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei hotărârii Consiliului Local 62/2008. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local 93/2009. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a cofinanțării actualizate din bugetul local pentru obiectivul de investiții SIT, precum plătire, reabilitare și modernizare bază sportivă în orașul Târgu Neamț. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a cofinanțării actualizate din bugetul local pentru obiectivul investiții, construire, hală, piața agroalimentară în orașul Târgu Neamț. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul reabilitare și modernizare sediul administrative ale primăriei Târgu Neamț. Este vorba de sediul nou și sediul vechi. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prezentului general actualizat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții reabilitare biblioteca orașului Târgu Neamț. 21. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean onoare doamnei Sofica Nouveu. 22. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului pro urbe doamnei Georgeta Brașoveanu. 23. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului pro urbe domnului Vasile Ungureanu. Și pe nota de propunere suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli estimat a listei de investiții de cadrul spitalului orașului Târgu Neamț. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru spitalul orașului Târgu Neamț. Și 3 proiecte de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local a orașului Târgu Neamț pentru anul 2016. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Unanimitate pentru. Doamna secretar? Bună ziua! Începem cu primul proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local
numărul 47 din 28.2016. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Vă rog, domnul președinte, de aici la comisie numărul 1. Câte voturi ați avut pentru și câte voturi? Specificați exact ce se implice de la. Aviz favorabil, da, cu trei voturi, cu două voturi împotrivă și două pentru. Împotrivă domnul Dubracu Ion, domnul Consiliu Sfântămâie, pentru doamna Maria Mihaela și domnul Bâsan Valeriu, scuze, și domnul Timișescu Gaspar pentru. Deci două împotrivă și trei împotrivă. Deci nu înseamnă aviz favorabil. Trei pentru și două împotrivă. Să înseamnă favorabil. Ploiești. De asta m-am precizat. Dar dacă nu înseamnă... Revenezi, doamna. Haideți să vorbiți pe românești, așa e corect. La 2, aviz favorabil. Comisia 3. La 2. Mulțumim. Comisia 3. Votul 3. Discuții. Având în vedere proiectul ăsta de hotărâre, fac un apel la consilierii din cel puțin și să votăm împotriva acestui revocări. Pentru că, de fapt, în spatele unui artificiu juridic, atât prefectura, cât și inspectoratul, cât și primăria se ascund și nu văd suferința celor 40 de oameni acolo la credința ei program prelungit. Vă mulțumesc foarte mult. Da, domnul președinte. Deci, pentru adresa primăriei din 14.2016, se comunică inspectoratului școlar situația de la grădința numărul 1 și se cere un aviz pozitiv sau negativ legat de transferul grădinței la un centru bugetar. Am venit cu proiectul de hotărâre și nici până asta nu am primit acest aviz favorabil sau nefavorabil. Suferință. Este vorba de o problemă a unui colectiv dintr-o instituție nerezolvată de 3 ani de zile. Un colectiv care a făcut diverse adrese la care nu s-a răspuns și în unanimitate ei au cerut schimbarea lor de la un centru bugetar la un centru bugetar din punct de vedere administrativ. Mulțumesc. Mai dare cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre prin revocarea puterii consiliului local numărul 47. Cine este pentru? Acum, voi pentru. Ați înțeles, domnul Bâsan, domnul Marian, domnul Marian, domnul Trofin, 4. Mai e cineva? Domnul Jordan, 5. Cine este împotriva? Ajung, domnul Fidopoț. Ce să spunem? Da, domnul. Doamna Ciuțulemaie, doamna Grânceanu, doamna Luca, domnul Guriană, domnul Durianu, domnul Boca, domnul Cosma, domnul Culescu. Cine se abține? Se abține domnul Culescu, domnul Timișescu și doamna Chitopății. Sau sunteți pentru proiect, pentru care? Înseamnă că sunt 6 pentru. Da. Două abține. Deci proiectul e respins. Se respinge aprobarea hotărârii cu 10 voturi. Proiectul numărul 2. Dar vreau să vă menționez. Nu știu, vreau să vă menționez că eu, în calitate de secretar, nu pot să ne iau această hotărâre de respingere a revocării. Mă întreba de faptul că nu avem avis inspectoratul școlar. De asemenea, și serviciul juridic. Că nu e o solicitare sau e un moft a unor consilieri. Acest proiect răspunde solicitări în primul colectiv la grădinițe. Toți, nu 1, 2, 3, 5, toți, în bloc. Și care didactici și personal auxiliar au solicitat transfer. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului la Adunarea Generală Națională de la SC Stațiunea Oglinzi de Sate în luna martie 2016. Comisia numărul 1. Comisia Economică propune doamna Marian, eu urmăle practic, nu mai doresc să mai cunoaște la aceste. Comisia numărul 1. Și dați voi să fie cu o propunere de la Comisia Economică, să rămân cu adunării Stoica Mihai. Comisia 2. Comisia de urmare, să propune domnul Stoica Mihai. Comisia 3. Pentru continuitate, tot domnul Stoica Mihai. Se face propune?
Mergem mai departe până să construiesc proiectul de 333 de hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea noastră de specializație din primărie orașului Târgu Neamț. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul 3. Cine este pentru? Proiect numărul 4. Proiectul 3. Proiectul 3. Menționarea contractului de închiriere pentru locuința de Chiriaș, Sinisam, Elena, Semișan. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul numărul 4? Împotrivă, s-a abținut cineva? Proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea abordării străzii în orașul Neamț la unitățile școlare de învățământ în localitate. Adică Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Comisia 2 dă un aviz favorabil. Mulțumim. Următoarea propunere, următorul amendament. Ca strada Belterar, partea stângă, să fie arondată la Colegiul Ștefan cel Mare. Da, mulțumim. Comisia 3. Aviz favorabil. Supunem la vot cu amendament. Dar poate e dat sub cuvânt. Am zis, faceți o mențiune. Poftiți. În Comisia de Urbanism am discutat acest aspect, întrucât am constatat că în prezentarea proiectului s-a, după părerea noastră, a fost o mică eroare acolo. Întrucât până la școala gimnazială Grigori Ghicafotă, care a arondat străzile până la policlinică, inclusiv. Iar partea stângă sau dreapta a literarilor este mult mai departe și au fost cumva foarte pe timpuri arondat la Grigori Ghicafotă. Deci pentru copiii, pentru elevii și ele acolo, deși este mult mai aproape, mai considerat Colegiul Național Ștefan cel Mare, pentru că urmă acolo avem strada Mărășești, avem strada Zulcu, strada Izvor și alții străzi până la strada literară. De asta am făcut așa. Cine a inițiat proiectul de hotărâre, inclusiv cine a făcut raportul de specialitate, o doamnă care a făcut raportul de specialitate, așa Vasiliu, a spus că o să facă aceste mențiuni. Și o să nu știm dacă le-a făcut în raport și nu. Partea stângă începe de aia de jos la fosta tipografie și se duce până la ieșirea în șoseaua Oglinzi. Tot în stânga este și strada Izvor și Vulturi, cuprinde tot ce este până în mașina pădurii? Sau numai Vulturi? Sau numai Veterani? Deci numai strada Veterani? Și aia la, din stânga... Se duc la Colegiul Național Ștefan cel Mare, așa este? Dar poate primările. Dar trece, traversează Vulturi. Luați-o toată de acolo, luați. Să o luăm toată partea stângă, până în malul pădurii, până în mașina pădurii. Noi asta am propus, doamne. Asta am propus, ca tot ce este zona respectivă să meargă la Colegiul Național Ștefan cel Mare. N-am propus o parte de ele. Sub altă formă, am spus proiectul tot ce este în cel prezentat. Dar, prezentarea a fost la modul următor. S-a purtat discuție între domnul inspector general și directorii școlilor, în care s-a decis următorul lucru, care s-a prezentat în proiect. Acum, pentru ce sunt discuțiile astea? Inspectoratul, împreună cu directorii, au decis acest lucru. Noi facem regulile în inspectorat? Suntem complicați în sensul ăsta? Nu, ni s-a cerut un punct de vedere în comisie. Da, și noi ne-am... Noi ne-am pus un punct de vedere, am spus acea stradă, de ciclu se cheamă Izvor, că se cheamă Veteran, Vulturi, că se cheamă... Trebuie să meargă copiii, ia poate pe strada respectivă.
la școala Grigorie din Capoceaua, noi am spus că este o eroare de telografiere. Deci, cum este ceva, vrem noi să facem altceva. Nu avem nimic în copiii aici. Adică, nu ne obligă ca noi să ducem copilul la școala respectivă sau a fost o înțelegere între inspectorat și directorul de școală. Copilul, dacă vreau să ducă și vreau, nu știu ce fac. Vreau să vă înțelegeți. Exact. E ca și cum am luat copiii de la bine, să-i ducem la copilul. Nu este obligată, legea nu ne obligă, domnul consilier. Hai să lăsăm și să vedem ce corespondență să obținem să facă cu școală, deci după aia... Și ce trebuie să facă? Exact. Proiectul de hotărâre a fost făcut în baza adreselor primite de la școli, care la rândul dumnealor, așa cum au procedat și în alți ani, au avut avizul inspectoratului. Eu am fost o întrebare foarte simplă în comisie. Dacă un copil de pe strada respectivă a rotat în o anumită școală, vrea să ducă la altă școală, cineva nu va lăsa să ba se ducă? Lasă-mi să ducă. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
facem acum? Așa, domnul. Așa, proiect de atribuire municipalității aparte în domeniul public al orașului Trebuneasă, iată, cu adevărat, știeți la cel mai numărul 48. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Să pun la vot. Cine este? Aș vrea să spun câteva cuvinte. Aș vrea să spun câteva cuvinte. Poftiți. Dar am spus și în comisie. Ar fi foarte bine dacă s-ar hotărâ aceste ONG-uri care au grijă de pensionari să unească și să rămână unul singur. Mult, foarte, ce interese. Da, cine mai dorește? Și mai lucru aici. S-a stabilit în ședința din februarie 2015 un proiect de hotărâre prin care toți să aibă același statut, și anume, toți să plătească taxe și impozite la primărie. Nu înțeleg de ce lucrurile astea se fac de rând și acum vin în spațiu și mai luna viitoare mai scoatem în spațiu când se pot rezilia contractele toate și să intre toată lumea în legalitate, să nu fie discriminări din punctul de vedere al plăților. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Îmi place așa, așa e simbolic. Categoric, dar nu vreau să fie... Atunci să pun la vot. Cine este pentru proiectul numărul 6? Mulțumim, împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea municipalității de asta la întrebare. Curs proiect 8. Proiect de... Alt spațiu. Deci, reaparțin domeniul privat al orașului Trebuneanu, sunt Bulevard cu 22 decembrie. Blocul E5, parter. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Haideți să le lucidăm pe domnul președinte, că e puțin mai mâncat. Este vorba de spațiu de la gara, domnul președinte. A, probabil ați mulțumit. Discuții, primarul. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumim. Poftii de tras, nou. Proiectul 3 privind puterea pe fața taxelor de clădiri și terier conform legii 227-2015. Haideți favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea îndeplinirii la 4 obligații fiscale restante datorate bugetului local de către persoane fizice. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2.
Aviz favorabil. Bună seara, Marcotei. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Cine se abține? Proiect de hotărâri 11, proiect de hotărâri pentru aprobarea regulamentului privind acordarea și întrebarea obligației de țările state dată de drept local către persoane juridice. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâri. E gata? Votul? Mulțumim frumos! Mai facem una până... Împotrivă, se abține cineva?
Proiect 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de dirigere actualizată al cofinanțării actualizate din bugetul local pentru obiectiv de investiții, reabilitare și modernizare sediului administrative UAT, Stăpâneam, sede nou, sede vechi, Comisia numărul 1. Aveți favorabil? Comisia 2. Aveți favorabil? Comisia 3. Aveți favorabil? Vă supun la vot cine este pentru. Potrivă, se abține cineva. Proiectul de hotărâre privind 20 de aprobarea direcția generală actualizată a cofinanțării actualizate din bugetul pentru obiectiv investiții reabilitare bibliotecă oraș Târgoviște, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Vă supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. 21. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului cetățean de onoare. Doamna Zofica Umbaie. Avem da, proiectul 12 de care și cele 3 seturi de proiectul. Da, proiectul. Da, așa. Păi, de 3 seturi, toate astea proiecte. 21, 22, 23, da? 12. 12. 12. Și 12. Nu, pauză și poate. Da, da. Domnul Dovăț abține la punctul 23. Nu poate pe cap. Da. Nu notăm, că am văzut la mea. Că-i tau. Deci, îi dă-ți mulțumește, deși clar. Domnul Cresu. O să-ți ia adică de la... Domnul membru, în Comisia Dilă, dar vreau să-ți faci ce-ți atribuții. Domnul membru. Este estimat și a listei de investiții a Sfântalului Roșănesc Sfântul Dimitri Târgoviște pentru 2016. Comisia 1. Aviz favorabil, domnule prezentat. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Crescu și domnul Pentru, da? Sau împotrivă? Acum se adese. Bine. Una minută. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea organigramei și a statului funcționare de doar Roșuie Sfântul Dumitrie, Târgoviște. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Supun la voții. Domnule Jelită, mă opi. Poftiți, domnule. Aveți aici o amendament. Nu am avut amendament, dar ca să nu fie o situație, știu eu, așa, ca la proiectul celălalt, vă rog să citiți, înainte de a spune la votul plenului, anexa 2. Anexa 2. Care anexa? Anexa 2. Anexa 2 din proiectul greșeală. Dar era o chestie și nu aștept de care suportă noi. Nesuportare. Nu, dar să știm ce vot a fost. Nu, dar să știm ce vot a fost. Doamna Mulescu a spus. Era o greșeală de tăzi. Era o greșeală de aprobată. Deci s-a rectificat. S-a rectificat. Sigur. Era o mulțumesc cu mașina. Adică primăria de suport doar de schitală. Asta. S-a rectificat, la vremea oportun. Supun la vot cine este pentru, împotrivă, mai ales că... Nu o să mai spun mai multe. Proiectul 3. Proiectul 3 reprezint aprobarea criteriului cel local al orașului Târgoviște în 2016. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Discuții. La votăm un proiect, dar pe criptarea bugetului, dumneavoastră pe comisie ați discutat inițialul proiect care l-au prezentat, dar astăzi am discutat cu doamna Iosu și am găsit o sumă de bani care am trecut-o în proiectul care dă să-l votați, în anexă, pentru majorarea capitalului la locuiesc. Și am pus 50.000 de lei pentru a valora capitalul la Băile Oriezi. Mergem și noi după să o luăm în pas cu pentru că pe data de 12 am înțeles că pot să vină la o discuție cu noi. Și trebuie să avem... Da, să avem alocat și noi suma de bani care am promis. Toată era vorba de 70.000, dar am găsit că suntem afară de 50.000. Deci aici o să vedeți că este o modificare, facem să discutăm cu provizii. Da, vă întreb eu.
asta se discută în ședința care va avea loc în luna martie. Inclusiv asta. Pentru că ei spuneau că vor să vândă acțiunile. Păi o să capătăm și majorarea și majorarea. Altfel nu intrat în discuții, dacă... În prima fază am spus managerului cu majorarea cum mai pot funcționa. Nu mai au bani de salarii, mai au bani de utilități și alte și mai au de acolo. Dar la ședința care se spune de domnul Stoica o să încercăm să-i dăm un mandat clar cu ceea ce va discuta. Să vedem și cu majorarea și cu posibilitatea de recuperare acțiuni. Dar e astăzi, mă sună, dacă îmi permiteți, și vor o discuție amplă atât cu întregul legislativ, cât și cu reprezentantul Consiliului Administrativ în adunare generală acționarilor. Faptul că domnul primar și aparatul specialitate al primăriei respectiv financiar contabil au găsit această sumă, e un prim pas. Chiar imediat după ședință o să informăm că avem discuții pe temă favorabile și fructoase. Le era o frică să nu vină degeaba, cum au mai venit, iertați. Astăzi avem un capăt de discuție și de reluare, dacă se poate, a unei posibilități de colaborare cu până în alta. Eu sunt de părere că putem merge tot prin. Știm, fiecare am analizat bugetul administrației publice locale, se cumpără acțiuni, cumpărăm acțiuni va fi foarte greu, ne cumpărăm, nu avem bani să dezvoltăm zona, iarăși greu, societate comercială cu istorie care să ne dea nouă punctaj în eventuala unei finanțări, din partea unei structuri de finanțare europeană, nu avem, decât dacă o dăm cumva la Civitas, dacă o dăm acolo unde e situația financiară și acolo, eu, din punctul meu de vedere, calitate de reprezentant în această societate, aș merge în continuare pe mâna lui SIP Transilvania. Cu acel acord din partea mea. Nu uitați și posibilitatea accesării în fonduri europene pentru infrastructură de turism. În anumite condiții. Mai multe. Atât azi cât și întregul legislativ, știm că nu avem deocamdată anul ăsta posibilitate. Nici să cumpărăm acțiunile, să devenim 50% noi. Dacă le-am cumpărat printr-un credit, nu avem bani să depunem pentru finanțare. Dar se poate deva un proiect anul ăsta? Să vedem ce o să întâmplă. Ei au. Deci am spus că data de 11-12 și domnul primar, dacă e nevoie să convocați o ședință de îndată, discutăm în prezența domnilor lor. Nu e interpelare, o discuție tehnică. Să nu ne mai țărăm cu cată ca alte zile. Păi da, problema, că merge cu ei din Căsare. Da, să invităm mai mult. Oricum trebuie făcut odată și odată. Oricum. Oamenii de 10 ani, zic că da, că s-a terminat proiectul. La anul dăm, la anul face. Eu am înțeles... Dacă parteneriatul cel la fiecare sachită de probleme, deci Consiliul Județean Asfaltul, noi, apa, canalizarea și toate celelalte oglinzi și-au făcut treaba. Deci este foarte bine să continuăm, dar să avem aceste turnii cu exact. Care investesc acolo. Sigur, că s-a arătat în Transilvania și investesc. Vedea, să spui masă aici. Eu, fiecare ședință, le-am prezentat rol stadiu angajamentelor noastre cu privire la investiții și la cota noastră de participare la această investiție. Respectiv utilități, apă, canal, gaz. Da? Asta în ultima tranșă să avem și conectat gaz. Acum n-am gaz. Adică, din punctul meu de vedere, ne-am ținut cuvântul și angajamentele, trebuie să avem o discuție în plen, în legislativ aici, toți. De-aia, pe data 11-12, o să fie, vă rog, domnul primar, dacă îmi permiteți, să faceți o adresă cu informare că se dorește în plen discuție. Da. Dacă mai sunt discuții. Eu am înțeles, nu mă numesc, când a venit doamna și ne-a prezentat în ianuarie, au spus la vânzare. Au spus la vânzare pentru că tocmai că nimeni nu depusese din parteneri, din acționari, niciun leu până la ianuarie. Dacă se dădeau bani, nu au fost, nu mai scoteau la vânzare această instituție. Pentru că ei de aici se trănesc, din mărirea asta de capital pe care o contribuie fiecare acționar. Poate n-am înțeles bine. Asta a ales costul de funcționar, domnul. Așa. Costul de funcționar. Nu poți să fii proprietar pe ceva, dar să nu te coste nimic întreținerea sau conservarea acelui ceva. În procentul pe care l-ai acolo. Da? În acest sens. Dar fiecare an.
Ei fac manele de capital. Păi nu dacă îmi permiteți, am venit capitalul social, dar era până mai multe acțiuni, oricum cota lui de participare la acea manele de capital social e mult mai mare ca a noastră. Nu există modalitate să conserve sau să întreții fără costuri. Admitem că mâine va fi într-o minune al nostru. Credeți că nu ne-ar costa conservare și tot ce derivă din asta, pază, întreținere, utilități, mai bine. Da. Mulțumim frumos. Trebuie să le propunem la vot cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc frumos. Vă propun. Gata, comisia acolo. Gata. Mergem la vot. Why am I doing that?